na 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 cine ar muri de n-ai fi tu. Bă, ce vuce are ăsta, știi? Dacă aș fi șut, eram de mult bazat. Corect? Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cine ar muri de n-ai fi tu? Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cine ar muri de n-ai fi tu? Dimineața, Pantelimon, aici DJ Puștu, asculta cel mai tare radio de cartier. Fraților, a băgat pâine proaspătă la buticul de la capul tramvaiului și lapte mai găsiți doar la Gina Balerina. Nu schimbați postul, că revenim cu cea mai tare poveste de cartier, ce n-a văzut nici Parisul. Și încă ceva, faraoane, diseară te aștept la mine să-ți dau datoria. Începe cu gara de nord, fraților. Nu, nu e vorba de băieții veseli de la peronul 9, că pe aia a prins garda. E vorba de faimosul Vio, omul care a făcut armata în loc să facă facultatea Durahova. Și bineînțeles, cine să-l aștepte în gară? Nimeni altul decât Calu, mecanicul ăl mai priceput din București, dar și inamicul nostru numărul 1. Iar lângă el, oare cine să fie? Paula, rocărița rămasă în gașcă după ce Calu a remorcat-o de mai multe ori. Monica? Alexandra? Paula, mă, boule, ai uitat când umblai în limbă după mine, nu? Normal, dacă nu mi-ai tras-o. Băi, Vio, bă, ce faci, bă, băiatule, bă? Ia uite ce bărbat e. Cum te-a fost în armată, hă? Bine. Te-au făcut general, hă? Ia să vedem, hă? Amă, ce faceți aici? V-ați mutat vadul? N-a fost dor de tine în pizda, măti, hai. Oh, Carol, ai învățat să agăți gagici? Băi, să știi că am o surpriză pentru tine. Ia uite. Opa! După un an de armată... Zic și eu. Eu sunt surpriza ta pentru toată ziua. Și toată noaptea, să nu... Nu te supăra, Calule, sunt obosit. Ce ai zis, mă? Sunt obosit, mă. Mă așteaptă tata, vreau să merg acasă. Păi ce ai făcut acolo în armată? E, ce-a făcut? Auzi? Te-ar fi făcut ăștia, fetiță. E obosit. Aici, Radio Melodia, e ora buletinului informativ. După ce a pierdut bani cu căruța, nea Titi, tata lui Vio, a pierdut și casa la Da Vinci Stănescu, nașul tuturor nașilor și jupând de jupând din cartierul nostru Pantelimon. Așa că Vio a rămas sub cerul liber. Următoarea melodie e specialmente pentru domnul Da Vinci. Să rămână nașule! Înțelege-mă și pe mine, Da Vinci. O să fac tot ce trebuie. Gata, băi, tată. Am zis, te muți, te muți, gata. Timpul a expirat. Înțelege-mă, fii și tu mai altfel, mai...
Da Vinci! Hai, bă, ciocumic! Băi, poneiule, mă cam sari în ultima vreme. Asta se cheamă că muști mâna care te-a hrănit. Mânzule! Băi, tete, am zis azi, azi rămâne, ce dracu. Doar o lună. Bă, m-a văzut și copiii ăștia, îmi pare rău, nici o lună, bă. Nu sunt nici doctor să-ți dau ție viață, nici milițian să te mai las să te plimbi în curte. Mă înțelegi? Ce dracu, bă? O lună. Bă, e vorba de respect, punct. Ai venit? Ai pus casa, zălog? Moarți, mă, din dăptel carte, te dau în judecată. Băi, Viu, las că le vin de hacu, nu te las eu așa. Serio. Acum nu mă lași? Acum ești lângă mine? Și ce, bă, îmi dai tu bani să-mi iau casa înapoi? Dacă îți dau bani, ce faci, mă? Îmi dai tu bani să plec? Băi, dar unde vrei să pleci, mă, singur, mă? Ești nebun? Băi, de aia e tare Da Vinci, mă, că ține gașca împreună, mă. Înțelegi? Bă, Viu, băi, numai împreună putem reuși, mă, înțelegi? Facem o groază de bani, împreună, mă, Viu. Care împreună, mă, calule? Când trebuia să-mi ții tira, nu eram tot împreună? Dacă nu mă scapau italianul și vrăjitorul, era la pârnaie acum. Bă, Viu, ce putea să facă? Nu te-a turnat el. Și să știi că dacă nu fugea pe toți ne-a luat. Acum poți să văd că nu mai pic de fraier. S-a dus dracu, mamaia. Vreau să o vindem. Să ne deschidem o cârciumă. La mamaia. Prostule. Și pliculețe noi am primit. Așa că mai treceți și voi pe la școală să vă cultivați. Iar pentru gavuri, pace și prietenie. Ce vă moții voștri. Băi, dar ce s-a schimbat pe aici, bă, băiatule? Și acum continuăm cu telenovela noastră radiofonică de dragoste și cartier. Calul și cu gașca lui, spaima cartierului, îl duc pe Vio la baraca. Și cum orice drum trece pe la școală, pe calul mănâncă în fund să se dea la șeful nostru Nic și mai ales la avocata. Săracu, nu știa cu cine se pune. Ce caut ăsta aici, mă? Ți-l sparg să moară măta de nu ți-l Cine sparg. Sunt? Cine sunt? Papagale lui Da Vinci. Păi tu ce morții mă te faci, mă? Tu vinzi marfa lui Da Vinci aici, pe locul meu? Aici e spațiu public conform legii 14/95, da? Yeah. Ce mă de te enervezi așa? Vezi să nu ți se umfle venele în gât. Băi, lasă-mă, nu mă lua pe mine așa, înțeles? Măi, ia uite pe cine văd eu. Tu ești, mă, marele Vio care a păcălit Gabori și n-a păcălit armata? Ha? Ia bagă-i. Să trăiți, tovarășul Vio! Băi, lasă-l, mă, în pace, că-ți crăp capul și dă-i drumul de aici, tu n-auzi? Dă-i drumul de aici! Bă, tu ești prost? Tu m-a meniți pe mine? Da. Bă, te bate piși pe tine, prostule. Băi, calule, nu acum, hai să mergem. Vezi că am auzit că ai nuntă. Dacă vrei să ai parte de ea, să nu te mai plimbi pe aici, ai înțeles? Sunt moarții, mătii de fraier, să vezi ce bătaie îți dau prostul, dracu. Ce e bun și mai gustos decât un covric cu sare? Așa că gașca de ponei cu Viu în frunte se opresc la cea mai tare covrigărie din țară, unde prințesa Ramona, sora lui Nic, face covricii să fie nemaipomeniți. Ce e, mă? O să iau niște covrici. Lasă-mă că mă duc eu. Băi! Ia mai mulți, mă! 12 cu sarea. N-am arunt, n-am uleiul jumate. Nu nimic, rămâi datoare.
fraților, se știe că Barosan de Barosan e numai unul, Da Vinci, așa că șeful nostru Nick se duce la Nașu să discute afacerile familiei. Cât? Nașule, vreo 500 de milioane. Cât? Vreo 500. Băie, Nick, bă, băiatule, mă așteptam la treaba asta de la Calo, mă, nu de la tine. Înțelegi? Hai mă, că am glumit, ce dracu. Dar nu-mi place deloc băiatul ăsta, Calu. Deloc, deloc nu-mi place. Acolo-i ții șeful? Ha? Acolo-i ții? Aici. Ia, mărită și mie făina aia. Asta e pentru... Haide, sunt curioși unde ținem noi banii. Fii atent, acelea. Am o marfă. Ce are băiat aici? E unicat de la Milano. Ha? Asta e pentru nevastă ta. Și asta lantă. Asta e pentru Ramonica, viitoarea mea nevastă. Ce zici? Frumos, nu? Frumos. Eu dai tu, da? Da. Eu știi că eu sunt mai timid așa. Ia vezi, îți place? Iar ai adus căcaturile alea? Vrei să mă dea afară? Ce vrei să fac prânaie? Vezi tu de treaba ta. Ia vezi, îți place rochia? E frumoasă. Și se potrivește Marcelei. Alu, Marcela e în mașina asta, e a ta. Păi ce să fac eu cu o rochie de mireasă? Să te măriți cu Da Vinci. O să-mi pup mâinile toată viața ta. Să mă îngropi în ea, că te mărita cu Da Vinci să-ți iei gândul. Dă încoace, că dacă ești proastă o să-ți fac eu bine. Ia, bagă asta în mașină. De ce tu crezi că așa e bine? Mă prefac cam să iubesc. Nu mă obliga și nu mă forța să iubesc pe cineva.
Da Vinci, mai dăm o șansă. Îți dau toți banii. Cu dobândă ți-i dau, frate, să moară mama. Știi cum e viața, azi ai numai, mâine nu mai ai. Să-ți mai dau o șansă, vă, poamă. Asta nu se poate, vă, băiatule. Să-ți mai dau o șansă. Să moară mama mea dacă n-am nevoie de bani, întrucât să știe că mă însor. Ia, auștem cu el, cum se zice în Germania. Îmi pare rău, bă, că tu mă crezi cam prost, așa. Să mă iei tu pe mine de elefant, bă, băiatule. Ce garanții mai prezinți tu, mă, la treaba asta? Casă nu mai ai, mașină nu mai ai, nici degetul nu mai ai, mă, căcama și în palma aia ta. Și mi-a trecut pe la ureche niște vorbe, poamă, că ci că ai vrea să te tirezi. Ha, așa ceva nu se poate, bă, băiatule. Și știi de ce, mă? Hai, pa! Bă, dacă cădea pe mașina mea, te duceai după el, ți-e clar, nu? Bă, ce e, lifturile cu mine acum? Ia zboru, hai! Ascultați Radio Melodia, cel mai tare radio de cartier. Macarena Senior a adus băuturi rafinate și țigări aromate. Bă, care mai dorește să-l contacteze în colțul străzii, lângă Baraca? Și dacă tot a venit vorba de faimosul La Baraca, cârciuma lui Italianu și Vrăjitoru, băieți descurcăreți care au ridicat piața economică a cartierului nostru, vă informăm că au adus marfă nouă de la gară. Și tot azi are loc nunta mileniului dintre Nic și Marcela, iar nașul mare nu este nimeni altul decât Da Vinci Stănescu. Așa că diseară vă așteptăm cu mic cu mare La Baraca. Bravo, bă, Viu! Se vede că n-a uitat meseria în armată. Frumos. Cu calul te-ai mai văzut? Da, m-a adus de la gară. Bă, băiatule, termină-o cu calul. Ca doar nu te mai scot. Ai înțeles? Hai. Tato, ce facem? Bea mințele că a pierdut casă. Ai văzut? Lasă că scăpăm noi și de asta, da? Hai, dă-i drumul la treabă. Hai. Ia zi, mă, ce e aici? Un căcat. 300 de mii? 450? Merge 5, că-i costum. Cum a nimerit săracul ăsta la noi, mă, băiatule? Vrem. O dăm la grămadă. Yes. Opa. Aoleu, bine că i-am furat lui ăsta albumul. De ce? Uite ce nevastă bocci are. Lasă-o tău. Viorele, vino, mă, încă. Vino, lasă puțin. Hai, mă, nu mai fi supărat. Când e ziua ta? E aici, la mulți ani. Du-te, să fii sănătos. Să crești mare, mă. Bucură-te, hai. Hai. Stai că au mai rămas ăsta. Să rămâna, șeful. Să rămâna. Ce-ai făcut, mă, tâmpitule? Georgica, dă-te mă. Să fie într-un ceas cu noroc. Bine ai venit. Bine ai venit. Auzi, dar cu ăsta ce e aici? E chelnerul nostru aici, a mai lucrat la noi. Băiat excepțional. Băi, n-auzi? Băi, să vii să încerci paga, ai auzit? Poftiți. Cu respect, Barosane, bine ați venit. Gata? Ai pus tot? Și lanțurile, că vreau să le pun zăbala. Da, tot. Mergi călare sau pe jos? Tu du-te și strânge gașa, că eu vin direct la nuntă. Ok. Atențiune, vă rog, nu mai o mină, vă rog. Stimați oaspeți, doamne și domnișoare, ne revine onoarea deosebită de a găzdui în această seară
evenimentul anului. Bravo, Nic, bravo! Casa de piatră! Bravo, bravo! Bravo! În această seară, când în sfârșit Marcela s-a hotărât să-i dea inima înapoi lui Nic. Bravo, Nic, bravo! Casa de piatră! Să petrecem noi așa, cu muzică, distracție și să curgă vinul, haide! Hai să pope nașul aici, bă! Hai să pope nașul, bă! Să nască muzică! Căpșoara mea, te-ai mai gândit să nu-ți face rochița? Poți ia una, două, zeci, mii, câte vrei. Îi pun pe aia la Milano numai pentru ce lucrează. Tăharule, să-mi dai casa înapoi. Hai că ești în bate, mă, îmi place de tine. De cum ai că te cheamă, mă? Doinașca pe tata. Doinașca pe tata, asta? Bă, proștii n-ar trebui să se mulțească. Ia mai întâlnă niște vin și ușcheară, hai. Dar nu mă, niște vin și gata, Cărelu, hai. Hai, mă, marșarier, de ce? O să zic. Ai vândut, mă, mașina? Da. Cât? 6.000. Mitule, să-ți crească gașca copilul dacă vii mor. Păi, dacă o fi să mor, să-mi dai băiatul la filozofie. Sau să-l faci Gigi Becali. Și acum, toată lumea la Pereniță! Eu până la urmă. Mi-a fost mie milă de tine, mă. Padrino, îți place? A? A? Da, a? Da, e frumos, bă. Dacă țese și bine materialul, eu zic că e ok, da? La câtă lume e aici? Ce dracu, bă, păi, dacă nu completez eu. Stai ușor. Găsește aici. Bine, bine. Să durat o
Vrei? Evni. Te-a pus calul să faci mișto de soră mea? Ce vrei, mă? Care soră? Vrei, ia din aici ce spun. Ia-ți gândul de la soră mea. Și dacă calul încearcă ceva în seara asta, vă mănânc de vip amândoi. Ai înțeles? Tata îmi zicea odată, bă, din beție te trezești, dar din prostie nu. Așa că amicul nostru Calu, aflat sub influența prostiei, a venit la nuntă să fure și el mireasa. Să primească ce vroia, s-a ales cu un meci de fotbal ca în curtea școlii, adică fără reguli, fără arbitri, toate loviturile fiind permise. Păi, tâmpitule, ce n-ai băcă? Ia, mă, una din mine, iau liceul înapoi, asta fac, iau una din mine. Aici vând numai eu, ai înțeles? O să vă omoare Nic, calule! O să te omoare Nic, calule! Mai bine, roagă-te să nu rămâi văduvă! Asta, nu te enerva, fura și ei mireasa și obiceiul. Pleacă, bă, de aici! Ia zi, mă, hă? Ia zi! Pizda sau liceu, zi, mă! Zi! Te vezi criminal, hă? Te joci tu cu cuțite, hă? Ia, mă, să văd ce cuțite. Haide-mi, nu, hai. Hai să vedem. Băi, deci, băi, drumul de aici, să mă aud! Faceți noi puțină mișcare, șef. Mișcare și mai puțin divertisment, nimic altceva. Da. Mișcare pe măta în costum de generic, ai venit să tragi pe nas? Băi, ia, hai! În baza legii 12/98, nicio persoană fizică nu poate fi percheziționată, adică buzunărită, domnul agentu, fără un mandat eliberat de procuratura sectorului. Mascați la liceu și aici pe amănunte. Băieți, lăsați-mă o jumătate de oră. Am o discuție cu niște băieți. Nu puteți ori.
Îi rezolvăm în seara asta? Nu, mâine seara. Seara asta stau și eu cu Marcela, că i-am promis. Bine, bine. Deci anunți mâine bătaia? Da. Ok. După evenimentele de la nuntă, eu, Puștiu, am făcut un anunț important pentru cartierul nostru Pantelimon. Bă, mâine la Teatru de Vară are loc un spectacol de spectacol dat de băieții lui Nic pentru băieții lui Calu. Așa că dacă nu veniți, vă matriculăm din cartier, da? Și acum continuăm cu dedicațiile de la Vierme pentru mama lui Vierme. A zis mâine, nu? Aha. Le e frică azi. Se cacă pe ei de frică. Dar mine ce vreo șmecherie? Așteptați pe cineva? Am venit să te văd. Ești bine? Da, bei o cola? Da, mersi. Văd că ai treabă. Nu stau mult. Trebuie să mergi la slujbă. Mă gândeam, Ramona. Mă gândeam că ne potrivim. Și eu m-am gândit numai la tine. Ești primul băiat cu care... Nic nu m-are la inimă. Fac ce vreau eu. Frate, mi-e numai gura de el. Bine că s-a însurat, că poate vine și lui mintea la cap. Și eu m-aș însura dacă aș găsi fata. Dar cred că am găsit-o. Păi nu știu nimic despre mine. Dar vreau să aflu. O să trăiești mult, o să faci doi copii și ai o mare iubire la viața ta. E de inimă neagră? În palmă nu zice, dar uite, linia asta scurtă înseamnă cumpără. Cineva îți poartă sâmbetele. Da Vinci. Ce treabă ai cu Da Vinci? Are el cu mine. Vrea să mă mărit cu el. Și frate-mi ține hângul. Vrea să mă bage în patul lui. Hai, uite aici scrie eu, vezi? Să știi că mă bucur că ai venit să mă vezi. Cartier numai de dragul tău. De când te cunosc te urmăresc mereu. Dar mi-e rușine să vin la tine, să te opresc și să-ți vorbesc. Două cuvinte îmi stau în minte. Ți-aș spune doar că te iubesc. Da, stau prin cartier numai de dragul tău. De când te cunosc te urmăresc mereu. Dar mi-e rușine să vin la tine, să te opresc și să-ți vorbesc. Două cuvinte îmi stau în minte, ți-aș spune doar că te iubesc. Fac un pas spre tine și doi înapoi. Simt o mare teamă între noi. Tu zâmbești la mine, ești în așteptare să-ți declar iubirea mea. Ceva în privirea ta. Ce-mi faci tu, fată, ești
familiei în cale și visele mele sunt totale. Calea câtea zile sau după tine, dar văd ceva în privirea ta. Ce-mi faci tu, fată? Ești fermecată. Vreau să-ți declar dragostea mea. Fac un pas spre tine și doi înapoi. Simt o mare teamă între noi. Tu zâmbești la mine, ești în așteptare să-ți declar iubirea mea cea mare. Fac un pas spre tine și doi înapoi. Simt o mare teamă între noi. Tu zâmbești la mine, ești în așteptare să-ți declar iubirea mea. Dacă ne vede frate meu, nu o să fie bine de tine. El te-a bătut așa? Dar nici fără tine nu mi-ar fi bine. Aș vrea să te văd în fiecare zi. Păi învăț. Muncesc toată ziua. Și eu, dar putem să ne vedem noapte. Îndrăzneț mai ești. Nu destul. La seară n-am reușit să îi despar pe Calu și pe frate tu. Mai bine să nu te bagi în gura lor. Da Vinci nu iartă pe nimeni. Știu cum să scap de Da Vinci. Ce? Poți să ghicești și viitorul? Înghioc. Și cum ghicești? Auzi, mare, vreau să mă mut acolo. Auzi ce zice? Zice că vii cu mine la mamaia. Încă n-am concediu. Și dacă nu plec acum, nu o să plec deloc. Eu termin mai devreme azi. Vrei să mergi la film? Vreau să te iau la 10? Nu o să mă las nimic. Păi zici că faci ce vrei. Mai bine la 7. Vin eu aici. Mă duc, ceau. Ramona,
care zicea: dacă dragoste nu e, nimic nu e. Cred că tot tata. Deci concluzie, dragostea aduce fericire, dar dacă ai bani, o poți cumpăra? Întrebarea asta e pentru voi, fraților. Aștept SMS-uri la telefon și nu dați bip că nu mai am credit. Să știu și la ce te gândești? A? Ce? Niciun ce. Am crezut că mi-a trecut, dar sunt supărată. Mi-ai stricat nunta. Toate fetele visează la ziua asta, la nuntă. Și tu mi-ai stricat-o. Lasă, dragă, că altele sunt mai ghinioniste ca tine, crede-mă. Uite, uite-te la biata soră ta care s-a îndrăgostit de nenorocitul ăla. Nenorocit, nenorocit, da. Banii lui nu-i mai pui la socoteală? Ce bani are Vio, mă? Cine, mă? Vio, ce bani are? Să nu mă spun. Să mori bun rău când ați ăștia. Băi, hai, toată lumea jos și dacă îl prindeți pe Viu ăla, rupeți capul, da? Haideți. Bă, tu ai nebunit? Ha? Dacă află Da Vinci că ți-a pus pata pe amărâtul ăla, ne taie pe amândoi. Să te taie pe tine, că eu nu i-am promis nimic. Și zi mersi că nu te-am zis la agent. Ce să faci, mă, tu? Bă, tu ești nebună, tu ai început să mă ameninți? A? Ce să-i zici? Ce să zic? Cretinule, ai pus rahatul ăla în făină. Ai băgat un copil în comă în spital. Cum poți să dormi noaptea? Bă... Și mă mari cu cine vreau! Na 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 na. Cine ar muri de n-ai fi tu? Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cine ar muri de n-ai fi tu? Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Bă, ce buce are ăsta, știi? Dacă aș fi șut, eram de mult bazat. Corect? Cine și-ar da viața pentru tine? Cine ar muri de n-ai fi tu? Na 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 na. Cine ar muri de n-ai fi tu? Da. Eu Viorel cântă, eu fac playback și tu ești impresar. Nu se spune playback, se spune playbook. Și de ce să nu fac eu? Pentru că eu sunt mai frumos. Râz, bă, râz. După ce că mi-ai luat-o pe Daniela și aia mi-a luat inima, râz. Lasă-mă că ai să fii celebru. Ai să ajungi vedetă. O să turbeze fetele după tine. O să te caute Miss Univers acasă. Vio! Ia vino, mă, încoace. Deci, mă... Auzi, mă, Vio, mă, tu nu crezi că eu sunt frumos? Da, șef. Auzi, mă, dar bani nu vrei ca să-ți iei casa înapoi? Atunci fii atent aici, mami.
Bă, băiatule, tu ai o voce extraordinară. Eu mă pricep să te promovez. Ne lansăm în manele și ți-ai și casa înapoi. Iar eu o să fiu vedeta. Sus cu... Băi, băi, tu taci că deocamdată n-ai vocea la tine. Ia zi, te bagi să fii celebru și bogat. Dacă spuneți că am voce... Bă, Viorel, bă, Viorel, bă, eu țin la tine. Mă, eu îți dau fața mea. Vocea ta și fața mea ne face celebri. Tu știi că femeile e moarte după mine. Tu știi că succesul avem aici. Vocea ta și fața mea, bani siguri. Și ții casa înapoi. Zivio, bate-n palmă? Da, șef. Bravo, bă, pune, bă, așa te vreau. Vino, mă, cu acești. Prima oară când sunt fericit astăzi, mă. Dă-i, mă. Ia. Hai, noroc, aici. Să trăiești. Noroc? Să fie într-un ceas cu noroc. Auzi? Numai pe asta o știi de-o cântași sus acolo? Nu, mă, știu. Fie zi, mă. Viața mea, inima mea, iubirea mea. Bă, ce bun sunt. Bă, Viorel, ai terminat liceul? Da, șef. Ia du-te, mă, și mă adosi că devin din magazie de acolo. Hai, repede. Bă, fii atent la manele. Tema, ideea și morala este bani. Banii este fericire, restul tot e amăgire. Da, mă. Dar și inima e un subiect bun în manele, bă. Că fără o femeie acolo... Știi că ești deștept, bă, italianule, bă. N-ar trebui o fată, mă. Noroc. Că transmite ăștia, mă. Nu se vadă, tati. Agentule, citez. Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căruia făptuitorul nu i-a putut rezista. Asta așa, mesaj de la avocata. Ăta care ai scris codul ăsta penal. Era ți-ai dracu dacă nu o să mi-i bag pe gât. E, vă arăt eu, bă. Agentule, pe loc de pauză. Și nu mai fumați atât, că mi s-a fumă rufele. Și... Băi, ce faci, mă? Tu ai glume cu sormi? Ha? Și tu ce ai mai dragi pe tine? Du-te și usucă-le la Vio, dacă nu-ți convine. Adică la Da Vinci? Ce tare-i Da Vinci ăsta? Măcar Vio nu e zbugă ca voi. Iubitul, nu-i băga în seamă. Hai, stai tu, băi, cu noi aici. Hai. Te distrezi și tu puțin, uit. Mă, dacă e ți-ar îți place să faci joc de el. Stai! Ce ți-am făcut eu, hă? Ramona, dacă-l iubești pe Viu, asta este. Numai la el mă gândesc. Doamne, dacă-l iubești, îl iubești și gata. Nimeni nu poate să comande nimic. Băi, ți-am zis să nu mai bagi prost în cap? Trebuie să înveți să asculte de bărbat. Și acum, fraților, de la Puștu pentru Puștu, ca și mâine ziua lui, cel mai tare cântec, aici, la Radio Melodia. Să trăiască, să fie sănătos și la mai mare. Cum zici tu? Aici, Radio Melodia și din nou Puștu la platane. Fraților, e un lucru mare să cauți prin gunoaie sau să te asculti, dar să-ți dai întâlnire în ghena de gunoi, asta n-am mai văzut. Săraca Ramona, nu știu ce a văzut la pâritul ăla de Vio, dar de, dragostea e oarbă. Și acum revenim la un moment peste. Bă, știți bancul cu zgura, mă, tată, mă. Fiu. Ramona, te-am așteptat să mergem la film. N-am putut să ies. Frații mi-au pus băieții jos la scară. Te omoară dacă te văd. Fugi. Fug dacă fii cu mine. Ai nebunit? Unde să fugim? Cu ce bani? La Mamaia. O să cântăm împreună. O să avem bani să plecăm. Unde să cântăm? Ce să cântăm? O să cântăm pentru italianul și vrânjitorul. O să avem bani, o să vezi. Apoi mergem la Mamaia. O să ne facem o cărciumeară acolo. Am găsit un loc mișto. E chiar pe malul mării. Nu
buzele tale, două petale, când le sărut mă topesc pe picioare. Mi-ai pus în suflet doar cu un zâmbet, dragoste mare și nemuritoare. Buzele tale ca două petale, când le sărut mă topesc pe picioare. Mi-ai pus în suflet doar cu un zâmbet, dragoste mare și nemuritoare. Hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare. Se șterg din cauciucuri. Toate echipajele de urgență către second hand-ul din Pantelimon. Urgență, urgență! Spargere la Daniela! Second hand-ul, măti. Stai aici, fraiere, că te rezolv. Nu te grăbi. Mă întorc. Dă-mă și mie o țigare, mă. Nu uitați, mâine seară Maneaua de Aur la Casa de Cultură. Și tot mâine seară îi așteptăm pe băieții lui Calu pe teren, definitiv. Noapte bună, Pantelimon, oriunde te-ai afla. Yeah! Ia uite-l, frate, mâncați așa. Hai, mă. Respect, boss. Dinastia Ming. Ming, tâmpitule. Ming. Ming, Ling, Zhongping, care-i treaba, ziceți? Zi tu. Deci avem o casetă cu un băiat. O casetă cu un băiat? Da. Bă, nu se știe că mie îmi place numai cu fete, ce de acum? E o casetă cu muzică. Am găsit vocea de aur. Eu. Ia, pune-ți unul, ia, da, pune. Eu mă apuc. Te rog. Eu. O desfac și punem. Zilele mele
Bă, bă, italianule, mă! Ești, mă, că asta nu e vocea ta, mă. Eu când mă duc... Știi ce? E un băiat, nu știți dumneavoastră, boss. E un băiat? Da, da. E. Care... Bă, ia de-l dracu, mă, băia, mă, că oricum îmi contează, mă, cine e, că o să fie vocea mea. Aoleu, păi eu sunt cu vedeta, vânt, eu, păi, cu fața asta, că cântam eu și... Tati, bă, tati, o fi, mă, fața ta, mă, de vedetă, mă, dar banii ai mei, mă, e clar? Probleme? Nu. Așa mă gândeam și eu. Ok, boss. Să trage duet împreună cu viitoarea mea nevastă, Ramonica, mă. Cu doamna Ramona. Sărut mâna, domnișoară. Ia, marci după băiatul ăsta și după Ramonica, da? Așa, eu între timp pun un studio să facem înregistrarea și de-o seară să cântă la... Maneaua de aur. Așa, mă, băieți, mă. Hai, ușcheala. Da. Alo, 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 vă rog frumos, vă rog frumos. S-a dus visul meu de vedetă. Lasă că-l aranjăm la Maneaua de aur. Te gândești la... La codul lui Da Vinci. Pentru Ramona, pentru Ramona, pentru Ramona, pentru Ramona, pentru Ramona mea. Fără număr, băi, fraților mei. Casa mea? Eu nu cânt aici. Hai, plecăm. Băi, unde să pleci acasă? Ce-aș? Nu mai vrei să-i luăm casa înapoi? Ha? Cum să cânt aici? E ca și cum... Viorele! Hai să luăm banii lui Da Vinci, că dacă nu, la revedere și mama aia. Hai, bine, uite cum facem. Luăm banii, dar plecăm. Asta și vroiam. Hai, mă, Viorele, hai odată. Bună ziua! Iarna! Patronul e sus, da? Mersi! Bagi-n seamă, a? Păi ce l-ai adus pe fraierul ăsta aici? Da Vinci ne-a chemat pe amândoi. Dacă nu faci ce spune Da Vinci, te joc în picioare. Și pe fraierul ăsta l-o mor, ai înțeles? Nu știi că casa asta e frată? Cum poți să-ți ugărești tine? Tu ai fi vreo prințesă. Să zic că ăsta este tânărul de Ilaș, da? Dar, Viorele, ridică-te, mă, picioare, mă. Aha. Deci tu ești, mă, tânărul cu voce miștoacă, a? Ele. Bravo. Bravo. Vai de mine, căprioara mea, căprioara mea, ai venit, da? Abia aștept să-ți aud trilurilurile alea. Dacă ne dai înainte banii. Și tăși-mă din gură. Lasă-mă, că e a mea, mă, nu vezi ce dulceață e, mă. Dacă te măriți și tu înainte cu mine. Numai dacă mă omori. Tăși-mă din gură. Ce sensibilă e. Ce sensibil ești, puiule. Hai în studio și negociem după aia, da? Zilele mele, visele mele și nopțile ți le ofer. Tu pentru mine ești ceva sfânt. Tu ești și apă și pământ. Ce fericire, câtă iubire încape într-o inimă. Doar
doar eu cu tine, să fim pe lume, să ne iubim cu patimă. Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cred că aș muri de n-ai fi tu. Știi cum să te porți cu mine? Când mi-e rău, tu mă faci bine. Chipul tău mi-alină sufletul. Dacă nu tu, cine oare e iubirea mea cea mare? La cât te faci pentru viața mea? Te iubesc fără încetare, tu ești raza mea de soare, care mi încălzește inima. Care mi încălzește inima. Eu te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Tu strălucești în viața mea precum o stea, și inima mea bate pentru tine. Nici moartea n-ar putea de lângă mine să te ia. Eu te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Tu strălucești în viața mea precum o stea, și inima mea bate pentru tine. Nici moartea. Tine, cred că aș muri de n-ai fi tu. Știi cum să te porți cu mine? Când mi-e rău, tu mă faci bine. Chipul tău mi-alină sufletul. Dacă nu te cine oare e iubirea mea cea mare? La cât te faci pentru viața mea? Te iubesc fără încetare, tu ești raza mea de soare. Să vede că vă place la mine în studio, e? Auzi, puiu, să vede de sus, din cosmos, o la lară, că suntem făcuți unul pentru altul. Eu zic că și pentru viață, dar și pentru scenă. Știi că să cântă treaba asta împreună de seară la Maneaua de Aur? Cânt cu tine? Da. Credeam că cu italian. Și au lătăși din gură. E timpul să luăm și noi niște bani. Măcar un avans acolo. Bă, voi tot timpul coborâți nivelul discuției, mă. Bani, bani și iară bani, mă. Păi n-am vorbit de aur aici, bă. Asta este medalia olimpică, bă, pentru voi, bă, să cântă la Maneaua de Aur, bă. Și noi ce? Păi voi tot colateralul, ce să face? Casete, pixuri, poșete, ce mărțișoare? Da, doamne, singur că măcar atât. Auzi, numai puțin. Puiu, fiind vorba de spectacol la cote înalte, aș vrea să te duci acasă să te relaxezi la corp puțin, pentru că o să fie stresul enorm. Eu zic că mai bine să rămâi aici și să repetăm. Ce idee foarte bună! Sigur că da! Trebuie să repetăm mișcarea. Fără repetiție, nu reușește niciun plan. Viorele, hai, ce mă! Ce vezi, nu mai te uita, mă! Ești, mă! Ce dragă, îți trebuie mișcarea! Hai, bă! Hai. Morți, măti, dacă te atingi de aia, stai gâtul! Băi, pleacă, dreacu, mă, prostule, de aici! Ce tupeu are ăsta, frate?
te-ai hotărât să vii până la oră, mă? Bă, Calule, nu vă bateți seara. Aha, de asta ai venit, a? Bă, tu ești nebun? Nu înțelegi? Și eu l-o râs, mă, pe Da Vinci. Mai rău decât tine. Dar și tu și Nic sunteți niște proști. Toți îi face jocul lui Da Vinci. Și ce vrei să fac, mă? Ha? Să fug cum faci tu? Facem o cârciumioară la mama aia? Mac, mac! Calule, o să iasă rău și de data asta nu mai poți să dai vina pe mine. Băi, dai drum acasă dacă ți-e frică, mă! Dai drum acasă dacă ți-e frică! Ia-mă mâna de pe mine. Te-a trimis Nic, mă? Da? Ia zic, te-a trimis Nic? Te-ai murat, mă! Eu să știi că eu te aștept, băi! Gândește cum eram odată! Ia caseta cu vedeta! La 3 CD-uri aveți un autograf Moca! Ia caseta cu vedeta, vă rog frumos! Două poftiți și unul, da, poftiți! La 3 CD-uri aveți un autograf Moca! Ia caseta cu vedeta! S-au vândut 14 CD-uri! Recuperate 29! Ce-ai zis, mă? Gata, moșule? Da. Poftiți. Dar ce faci, tată, cu toate? Am niște musafiri de seară. Să fii sănătoasă. Ah!
și domnilor și etc., dați-mi voie să vă prezint în această seară super importantă pentru mine, pe partenera, ce partenera și viitoarea mea soție, inestimabila Ramona! Nopțile ți le ofer, tu pentru mine ești ceva sfânt, tu ești și apă și pământ. Ce fericire, câtă iubire încape într-o inimă, doar eu cu tine să fim pe lume, să ne iubim cu patimă. Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cred că aș muri de n-ai fi tu. Știi cum să te porți cu mine? Când mi-e rău, tu mă faci bine. Chipul tău mi-a lină sufletul. Dacă nu tu, cine oare e iubirea mea cea mare? La cât te faci pentru viața mea? Te iubesc fără încetare, tu ești raza mea de soare, care mi-ncălzește inima. Grișania mătii de copil, bă. Bă, să strici tu mie cariera, băi. Băi, derbedeule, bă, te împuși, bă. Ia, bă, zic, bă, zic, bă, nu-ți ajunge că mi-ai luat casa. Să nu te mai atingi de Ramona, că te împuși, nenorăcitule. Da Vinci, mi-a zis să zic, a început bătaia și au luat cuțite. Stăpâne! A. Stăpâne, ai pățit ceva? Ce-am pățit, bă?
Vin și eu cu voi după Vio. Bună, tata, ajunge cu crimele, da? Trebuie să-l răzbunăm pe Nic. Păi și cu radio ce facem? Îl închidem? Și Marfa? Marfa o aruncăm? N-aruncați nimic, bă, băieți. Știu ce simțiți. Nic era mie ca un fiu și vouă ca un frate, dar nemernicul ăsta de viol a omorât. Asta e viața, mergem înainte, ce să facem? Da. El își dorea foarte mult treaba asta. Așa că vi-l dau vouă. Sper că știți să-l folosiți, da? Cum trebuie, da? Vezi și tu cum e. Am știut că Vio e un blestem. Ce o să mă fac eu fără Nic? Le beam ca pe ochii de cap. Unde să mă duc? Cine o să termine dulceața asta, că numai lui îmi place? Nu-mi place să dorm singură. Vrei să dorm cu mine? A, nu, că tu dormi cu Viu, uitasem. Dorm cât mai poți cu el, că oamenii lui Nic îl caută să-mi răzbune. Cine? Unde? Viu n-are nicio vină. Unde rochema de mireasă? O să fii și tu văduvă. Marcela! Cine? Unde? Viu n-a făcut nimic! Condolențe. Băiatul ăsta era așa ca un fiu. O să am grijă de tine. De fapt, de amândouă o să am grijă. Abia ce vreau pe Nic înapoi. Da. Ori și cum el ar fi vrut să fim rude. Și pentru el o fac. Nu e potrivit acum. Auzi, fă, dar e potrivit să-l iubești pe ucigașul lui frate-o? Și vă spun foarte clar, să știți că ăsta nu scapă de mine nici în gaură de șarpe, da? Și tu gândește-te bine, fetițo, cu cine vrei să rămâi pe lumea asta. Marcela, nu pot să-l las singur pe Da Vinci. Meșterul la baraca și ia niște vin pentru priveghiul de mâine. Ai înțeles? Trebuie să mă ajut cu pregătirile, nu pot singură, Marcela, te rog! Da Vinci... Hai, Vio! Hai! Hai! Trebuie să avem grijă de Vio. Dacă vine ea, îi omor pe toți. Vio a fost cu noi. Trebuie, Vio l-a răzbunat pe calul. Am o vorbă cu Vio. Nu e aici. Cum tu nu vrei să vorbești? El se pricepe să consoleze văduve. Vreau să-l ajut pe Vio. Băi, băi, ce vreți, bă? N-aveți minte, mă?
am un mesaj pentru Vio. Am venit să-i spun. Da Vinci a omorât-o pe Ramona. Asta să-i spuneți lui Vio! Unde e Vio? E jos în pivniță. Fraților, eu vă spun că răzbunarea e arma prostului, chiar dacă ești tobă de carte și de legi, ca avocata. Dar asta e, sângele sânge cere. Și uite așa, fraților, se termină povestea noastră de cartier, lăsând în urmă un cântec nemuritor. Noapte bună, Pantelimon. Ne auzim mâine pe aceeași frecvență la Radio Melodia. Iubirea mea nu-i vina mea, dar nici a ta. N-am vrut să se întâmple așa. Vreau să aud din gura ta. Hai spune acum, spune-mi ceva.
nopțile ți le ofer. Tu pentru mine ești ceva sfânt. Tu ești și apă și pământ. Ce fericire, câtă iubire încape într-o inimă. Doar eu cu tine să fim pe lume, să ne iubim cu patimă. Dacă nu eu, atunci cine și-ar da viața pentru tine? Cred că aș muri de n-ai fi tu. Știi cum să te porți cu mine? Când mi-e rău, tu mă faci bine. Chipul tău mi-alină sufletul. Dacă nu tu, cine oare e iubirea mea cea mare? La cât te faci pentru viața mea? Te iubesc fără încetare. Tu ești raza mea de soare în care...